Italia va primi mai puține gaze din Rusia. Compania rusească Gazprom a anunțat că va trimite cu o treime mai puține gaze față de cantitățile trimise în ultimele zile. Uniunea Europeană susține că fiecare scenariu este luat în calcul, iar planul care va scăpa Europa de dependența de Rusia va fi anunțat în curând. Tot mai multe țări primesc fie mai puține gaze rusești, fie deloc. În Italia însă acestea vor fi reduse. Mai exact, Gazprom a anunțat că va furniza către Eni volume de gaze egale cu aproximativ 21 de milioane de metri cubi pe zi, față de o medie de aproximativ 32 de milioane de metri cubi pe zi în ultimile zile. În urma acestei decizii, Uniunea Europeană a avut o reacție rapidă. Astfel, oficialii anunță că Uniunea este pregătită pentru orice situație și va anunța soluțiile găsite. UE se pregătește pentru fiecare scenariu. Situația este în mod clar serioasă și trebuie să fim pregătiți. La jumătatea lunii iulie, așa cum este bine cunoscut, va fi lansat un plan de prevenție în vederea iernii. Este necesar să ajungem cât mai curând posibil la autonomie energetică față de Rusia, au transmis oficialii europeni. Reprezentanții companiei de infrastructură a energiei din Italia transmit că au strâns până acum în depozite echivalentul de 64% din gazele necesare pentru iarnă. Oficialii din cadrul companiei vor continua eforturile până la umplerea completă a depozitelor. Toate țările UE sunt afectate de reducerea gazelor rusești. Lucrările de întreținere la Nord Stream 1 vor dura până pe 21 iulie. După această dată se poate reveni la o funcționare normală a conductei. Cu toate astea, mai multe voci susțin că după perioada efectuării lucrărilor, Rusia va opri complet aprovizionarea prin conductă. Țările europene vor fi afectate major de această decizie, iar Germania este una dintre cele mai dependente țări de gazele rusești.